Salut, salut! Aș vrea să vorbim astăzi despre un aspect extrem de important al organizării unei vacanțe. Un aspect care e trecut cumva la capitole secundare, dar care mie mi se pare că poate chiar e cel mai important dintre toate. Și anume să cunoști un localnic, să cunoști pe cineva care locuiește acolo unde tu vrei să pleci în vacanță. Aș zice că este atât de important acest subiect încât dacă aș avea de ales între două locuri unde să merg în vacanță și într-o parte aș cunoaște pe cineva, aș merge acolo fără probleme, deci aș alege acea destinație unde cunosc pe cineva și unde există un om care poate să-mi dea detalii și să-mi recomande ce să fac și unde să merg și unde să mănânc în timpul vacanței mele. Și o să vă dau un exemplu foarte simplu pe care l-am trăit în Paris. Ca idee, în Paris, când te duci în Paris, aproape toată lumea se duce să vadă cumva o panoramă a Parisului de sus. Și locul cel mai la îndemână pe care îl iau toți este să se urce în turnul Eiffel. 7 milioane de oameni, din câte știu eu, 7 milioane și ceva de oameni pe an, urcă în turnul Eiffel ca să vadă Parisul de sus. Numai că, ce să vezi, dacă vrei să vezi Parisul de sus într-un mod spectaculos și să ai o panoramă absolut completă a Parisului, acea panoramă trebuie să includă și turnul Eiffel, pe care tu nu-l vezi, pentru că tu ești deja în tur. Și un tip, uite, vi-l dau de la început, este să vă duceți în spate galeriile Lafayette. Sus, pe galeriile Lafayette, este un bloc cu un fel de zgârie nor pe care puteți să urcați. Accesul este gratuit, sus este o terasă superbă și de pe terasa aceea puteți să vedeți Parisul, inclusiv turnul Eiffel. Diferența între cele două abordări pe care le-am dat aici doar ca exemplu este că cea cu turnul Eiffel înseamnă aglomerație, stat la coadă, aproximativ 40-50 de euro biletul de acces în turnul Eiffel și evident o panoramă a Parisului frumoasă, dar care nu include turnul Eiffel și în care cu siguranță va fi foarte greu să vă descurcați să prindeți cumva fără să fie și o mulțime de alții gură cască în jur sau pândind câteva minute bune ca să prindeți și voi un colțișor foarte bun să vă faceți fotografia respectivă. Diferența cealaltă, dacă vă duceți în galeriile Lafayette, nu costă nimic, deci este gratuit, ați economisit, dacă sunteți un cuplu, ați economisit deja aproape 100 de euro numai de aici, nu stați la coadă, iar sus puteți chiar să vă bucurați relaxați de panorama respectivă care include și turnul Eiffel la unul din restaurante. De acolo sunt 2-3 restaurante care au priveliște fix către tot Parisul. Închidem paranteza. Asta înseamnă cumva un sfat de la localnic. La cât am valoriza noi acest sfat dacă am merge în Paris? Spuneți și dumneavoastră. Concret e o economie de aproximativ 100 de euro și vreo 2-3 ore din timpul pe care l-ați pierde la coadă. Deci, un localnic este al naibii de important. Să cunoști un localnic poate să facă diferența între a călători și a fi turist. De a fi călător și a fi un turist. Călătorul este cel care experimentează zonele locale, care poate să ajungă în miezul lucrurilor care se întâmplă acolo în destinația respectivă, pe când turistul este cel care de obicei absoarbe, servește acele oferte turistice pe care le găsești în orice pliant sau la orice căutare pe net, la orice search pe Google, în primele 10, 20, 50 de rezultate. Probabil că mulți dintre voi crede sau v-ați întâlnit cu situația asta în care ați vrut să plecați într-o vacanță, v-ați rezervat biletul de avion, v-ați rezervat cazarea și în momentul ăla cumva în mintea fiecăruia se petrece vine cumva un mesaj care spune: băi, am aranjat vacanța, mai am de făcut doar un research, așa să văd ce o să fac pe acolo și în principiu cam tot e rezolvat, pentru că am luat avionul și am luat cazarea. Gata, vorbesc de cei care își fac vacanțele singuri, care au acea abordare do it yourself, nu de cei care se duc la agenții. Cu aceștia nu, cred că nu sunt neapărat subiectul discuției de astăzi. Sau de ce nu? Deci, abordarea asta, mai ales că viața este plină de, este o viață aglomerată, e plină de lucruri pe care trebuie să le faci și de foarte multe ori te trezești că ai ajuns în momentul în care trebuie să pleci în vacanță și nu ai făcut acel research. Și atunci vă dau câteva motive pe care le-am abordat dintr-o perspectivă foarte concretă despre ce înseamnă de fapt să cunoști un localnic, un om care locuiește acolo unde vrei tu să mergi și care îți poate da niște tipsuri de călătorie, niște sfaturi de călătorie și la cât am putea să valorizăm
sfaturile unui astfel de om. Motivul numărul 1, să spunem. Motivul numărul 1 este că economisești timp. Asta cu siguranță. Economisești timp pentru că un research făcut ca lumea mănâncă o grămadă de timp și are întotdeauna acea componentă de risc că s-ar putea să nu fie ajuns la informațiile pe care le dorești și care sunt valoroase pentru tine, ci să fii servit tot aceleași informații, având în vedere că mainstream, turismul mainstream, livrează în internet mai ales o grămadă de rezultate similare, care de fapt au același obiectiv, să îndrepte turma de turiști, să-i spunem, către a vizita acele obiective care sunt către, pentru ei generatoare de venit și aduc evident bani în bugetul local și transformă destinația respectivă într-o destinație celebră sau nu. Dar timpul pe care îl petreci este foarte, foarte important dacă îl aloci cum trebuie, pentru că de cele mai multe ori ajungi în preziua călătoritului, în ziua dinainte a zborului și te trezești cu faptul că băi, n-am pregătit nimic despre vacanța asta, hai să mă uit un pic pe net să vedem ce putem să vedem pe acolo. Și bineînțeles că ești exact acel turist care bifează țâc-țâc-țâc și a făcut listuța cu cele 10 obiective pe care trebuie să le vadă, pentru că acelea sunt cele care sunt livrate primele la o interogare pe Google. Deci câștigi timp. De fapt, foarte mulți nici măcar nu fac acest research minimal înainte de vacanță, ci ajung în vacanță și fac acest research în timpul concediului, în timpul pe care tu ar trebui să-l petreci cu totul și cu totul altfel decât făcând research cu telefonul în mână și uitându-te ce facem, cum facem, unde mergem. Ca idee de costuri, de obicei o vacanță costă undeva spre 200 de euro pe zi de vacanță pentru un cuplu. Cam asta este, să spunem, o valoare aproximativ medie și destul de largă ca pătură de acoperire. Deci 200 de euro costă ziua de vacanță. Din cele 24 de ore ale unei zile de vacanță, cam 8 ore, 9 ore le dormi, în 2-3 ore mai faci chestii administrative, mai se întâmplă alte lucruri, oricum îți rămân undeva spre 10, maxim 12 ore nete, să spunem, de vacanță într-o zi. Deci dacă tu dai 200 de euro pe ziua de vacanță, înseamnă că fiecare oră netă petrecută în concediu costă 20 de euro. Dacă tu stai pe telefon o oră sau două pe zi căutând, făcând atunci research-ul în timpul vacanței, practic te costă 20-40 de euro fiecare zi în care tu faci acel research. Deci 20 de euro pe zi îi pierzi făcând research, pe lângă faptul că pierzi ceea ce ai putea să faci, bucuriile sau experiențele pe care le-ai putea avea în acea oră petrecută pe făcând research-ul respectiv. Deci economisești cu siguranță bani și timp dacă îți faci research-ul din timp. Dar și acel research este problematic. Ăsta e unul, economisești timp. Dacă cunoști un localnic, însă el te va îndruma cu siguranță, sau așa ar fi cel mai bine, să te îndrume către acele destinații care merită văzute și atunci tu alegi între două, trei recomandări ale lui, dar nu mai trebuie să sapi în acest internet care are atât de multe informații încât a devenit extrem de multă, mult prea multă, înfiorător de multă și foarte greu se acoperă informațiile cu adevărat valoroase de o pătură extrem de mare de noroi, să spunem, noroi informațional, pe care tu trebuie să-l dai la o parte ca să ajungi la informația care într-adevăr ți-ar putea genera ție valoare. De exemplu, apare întrebarea în timpul unui concediu, băi, unde mâncăm la cină? Unde mâncăm la cină? Dacă ești cu un grup de 2, 4, 6, dacă sunt de 6 persoane sau 4 persoane în grup, apar evident divergențele. Mâncăm acolo, mâncăm acolo și probabil că unul dintre membrii grupului se apucă și face un research și zice, hai să mergem acolo că m-am uitat eu sau hai că m-am uitat și are o notă bună pe Google sau are o notă bună pe TripAdvisor. Ideea este că în momentul în care apare întrebarea unde mâncăm la cină, în grup, deja presiunea timpului este foarte puternică. Adică cel puțin unul din membrii grupului este înfometat, dacă nu chiar tu ești ăla. Și atunci te chinui să găsești repede un răspuns, ai presiunea asta, băi, în 5 minute, 10 minute, un sfert de oră, eu trebuie să livrez cumva, care e subliminală, trebuie să livrez cumva un răspuns grupului unde să mergem noi să mâncăm la cină sau soției. Și atunci
cumva decizia este pripită. Este o decizie pripită, neanalizată, că n-ai timp să faci analiză de genul ăsta și de obicei ei cam cea mai bună opțiune care îți vine la îndemână, cu riscul evident mult mai mare ca acela să fie un fail. Și să te duci în seara respectivă la o cină, la un restaurant banal sau unde se mănâncă prost, sau care este aglomerat, sau care este foarte scump. Toate acestea, evident, îți provoacă o pagubă care se poate cuantifica, dacă vreți, concret, în chiar și în bani, dar în timp și în nervi și așa mai departe. Localnicul rezolvă situația asta pentru că îți poate da din prima sau poate chiar poți să ai contact cu el și să-l întrebi. Uite, băi, aș vrea să mănânc pește. Unde îmi recomand să mănânc niște pește bun? Și atunci rezolvi situația pentru că te duci pe o chestie verificată de un om care e compatibil cu tine. Lucru foarte important. Al doilea, câștigi bani. Câștigi bani concret dacă cunoști un localnic, pentru că localnicul te va îndruma către locurile unde mănâncă cei de-ai locului. Cei de-ai locului nu prea mănâncă în zonele turistice supraexpuse. În primul rând pentru că e scump. De cele mai multe ori, în zonele, mai ales în zonele mai puțin bogate ale pământului, salariul mediu al unui localnic nu cred că poate să acopere nici măcar 4 sau 5 mese din zona turistică. Și atunci, în aproape toate zonele astea, există o lume paralelă, nu un stat paralel, ci o lume paralelă, o lume paralelă care este dedicată localnicilor. Și unde localnicii, bineînțeles că și ei ies la restaurante, bineînțeles că și ei se distrează și așa mai departe, dar nu la prețurile din locurile care sunt oferite și create pentru turiști. Și atunci tu câștigi bani concret pentru că mergi în niște locuri mai ieftine, unde nu numai că e mai ieftin, dar este și mai bun și este flavorul local și este autenticul respectiv și de fapt nu este doar o masă, ci poți să ai o experiență. Deci primul motiv este că câștigăm timp, al doilea motiv este că printr-un localnic reușim să câștigăm bani concret și timpul de fapt înseamnă tot bani transpus în lucrul ăsta. Al treilea motiv care îmi vine acum în minte este, băi, e mult mai mică șansa să iei țepe. Țepele turistice pot să fie de două feluri. Poate să fie o țeapă prin supradimensionarea unei oferte care să nu ți ofere de fapt satisfacția și bucuria și experiența pe care tu ai așteptat-o. Și asta înseamnă, îți iei o excursie pe care o găsești la prima mână, te duci pe o barcă unde mai sunt alții 100 de oameni și urci și tu cu acei 100, sau urci într-un autocar unde sunt 55 de oameni și se umplu toate locurile de autocar pentru că trebuie eficientizată această industrie turistică și te simți într-o zi ca parte a acestei industrii mainstream turistice în care probabil că bifezi niște obiective pe care ți le-ai propus, dar le bifezi în sensul că chiar doar le bifezi, adică nu le trăiești, te grăbești să faci niște fotografii tot așa dând la o parte sau așteptând momentul optim să prinzi și tu culoarul liber către obiectivul respectiv ca să nu-ți iasă în cadru toată mulțimea de oameni care mai este cu tine. Este o alergătură dintr-o parte într-alta, pentru că organizarea este foarte strictă și nu se permit abateri, pentru că dacă se fac abateri în acele excursii turistice, compania respectivă pierde bani. În plus, este o companie destul de mare de obicei turistică, cea care vă vine prima la îndemână și pe care o găsiți pe toate ofertele, și acea companie trebuie să aibă profit, dar are și pierderi destul de mari, având mulți angajați și având un comportament de industrie, să-i spunem. Cu totul și cu totul este o variantă în care găsești un localnic sau găsești o opțiune alta decât cea pentru turiști ca să vizitezi locurile respective. Vă dau încă un exemplu. Poți să faci o excursie invers. Deci dacă toată lumea are de bifat 7 puncte și pleacă din punctul A și ajunge în punctul B, și se duce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 obiective turistice, tu poți să discuți cu un localnic, să faci partea aceea, să le vizitezi pe aceleași invers. Și atunci plecând 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, adică luând-o din partea asta la alta înapoi, le găsești golite sau mult mai libere de turiști. Pentru că de obicei toți merg pe același val turistic, pentru că, bineînțeles, au niște opriri care sunt antamate dinainte la restaurante unde se discută deja dinainte și trebuie să-i aduci, să-i livrezi omului ăla de la restaurant 100, 200, 500 de turiști în fiecare zi ca el să poată să... Așa, mâncarea de acolo probabil că e una mediocră pentru că trebuie să se întâmple foarte mulți bani și pentru că... sau mă rog, mulți, sau bani, profit și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea concluzionează faptul că dacă cunoști pe cineva care să-ți spună cum să faci lucrurile, te poți bucura cu mai puțin bani, mult mai bine de vacanță, fără nervi și fără să ai
fail-uri. Asta e țeapa numărul, o țeapă numărul 1, să spunem, această supradimensionare a unei excursii sau a unei excursii care nu ți-o oferă atât de mult, pentru că o iei pe cea mai vândută. A doua țeapă este cea care e chiar țeapă, adică sunt o grămadă de capcane turistice în multe locuri de pe glob, în care dacă închiriezi de la nu știu cine un scooter cu siguranță sau sunt șanse foarte mari să-ți impute o zgârietură care a fost de la început, dar pe care tu n-ai văzut-o și să plătești mult mai mult, deși, sau la mașină, la același lucru, iei o mașină închiriată și la sfârșit te trezești cu o notă de curățenie care nu era inclusă pentru că ai uitat o pungă în portbagaj și punga aia ți-au făcut ei niște poze și ți-au spus trebuie să plătești 120 de euro sau 90 sau 50 de euro curățenia. Tot felul de astfel de capcane turistice pe care poți să le eviți dacă ai sfaturile unui localnic. Al patrulea, iarăși, poți să salvezi bani, dar și timp, pentru că poți să afli de la un localnic ce locuri fantastice poți să vezi acolo, uneori fără niciun cost, uneori gratuite, unde poți să parchezi în zonă astfel încât să nu plătești o parcare foarte mare sau să nu te înghesui cu alții, chiar dacă mai mergi un pic pe jos, dar locul ăla n-ai cum să-l descoperi dacă nu ți-l spune un localnic. Și astfel de mici lucruri care de fapt împreună fac ca vacanța ta să fie de fapt o vacanță cu multe experiențe super plăcute sau o goană permanentă după găsirea celei mai bune opțiuni dintr-o listă scurtă pe care ți-o generează internetul și unde riscul de fail este foarte mare. 2-3 failuri de astea, credeți-mă, dacă într-o vacanță de 7 zile mănânci de 2-3 ori prost și scump, nu mai, s-a dus mood-ul de vacanță și s-a dus cheful de a mai face ceva și probabil că la sfârșit o să spui, băi, a fost ok, da, a fost alergătură, m-am întors acasă obosit, m-am și certat cu prietenii pe niște teme, lucruri care nu se întâmplă dacă ai un localnic care el îți dă expertiza și la o, adică poți să dai pe el vina că nu te-ai bucurat de o masă corectă sau de o experiență corectă sau de o excursie corectă. Habar n-am cât aș valoriza un localnic concret în bani, dar aș spune așa, faptul că îți dă niște tipsuri, precum cel din Paris cu turnul Eiffel, pot să fie 20, 50, 100 de euro, faptul că tu salvezi minim 4-5 ore de research în timpul vacanței, făcând doar un research minimal pe ceea ce îți dă el, în loc să faci research în toată masa de informație de internet, asta concret îți poate spune 4-5 ore de research, înseamnă 20 de euro ora pierdută, ori 5 ore înseamnă 100 de euro. Deci ai câștigat 100 de euro cunoscând localnicul. Ai mai salvat niște bani de la mese care pot să semne chiar 40, 30, 40% sub bugetul tău de masă și să mănânci mult mai bine, deci mănânci mai bine și mai ieftin și asta înseamnă poate să semne iarăși niște 10 sau chiar sute de euro în timpul vacanței. Așa că printr-o abordare, să spunem, mercantilă și care se referă strict la partea pecuniară, la partea de bani a vacanței, un localnic îți poate aduce un beneficiu concret de câteva sute de euro pe vacanță. Un localnic îți poate elimina multe șanse de a te certa cu prietenii sau cu familia. Un localnic îți poate salva nervii, pentru că în vacanță te duci ca să te întorci încărcat și pe urmă să ai forța să mai duci încă jumătate de an până la următoarea vacanță. Toate astea cred eu că merită cu prisosință. Cum găsești un localnic, asta este într-adevăr mai dificil, dar cu asta o să putem noi să vă ajutăm în curând, în foarte curând. Așa că țineți aproape. Numai bine, cine n-are un localnic, să-și cumpere ca merită.